dacă e să ne luăm după frecvența cu care se adresează pacienții ca și simptomatologie, cel mai frecvent am putea să spunem că sunt manifestările de tip alergic respirator, adică rinită alergică, astmul cu componentă alergică, urmate de alergiile cutanate și alergiile medicamentoase, postmedicamentoase. Nu ne naștem cu alergiile, ne putem naște cu o predispoziție pentru alergii, dar alergiile apar pe parcursul vieții. Cel mai frecvent în prima parte a vieții, copil, copil mic, adult tânăr, mult mai puțin probabil ca alergiile să se dezvolte după 50-60 de ani. Vorbim de alergenii de mediu. Alergiile postmedicamentoase pot să apară oricând pe parcursul vieții. Dar nu te naști cu alergii, se capătă în timp. Practic ai nevoie de o expunere la alergeni ca organismul la un moment dat să se sensibilizeze și să dezvolți manifestări de alergie. Nu e ușor să distingi între o răceală și o alergie pentru că simptomele nu sunt caracteristice. Poți să strănuți și să-ți curgă nasul și într-o răceală, poți să ai nasul blocat, înfundat și într-o răceală și într-o alergie și într-un alt tip de rinită, că sunt și alte tipuri de rinită. Ce nu faci în alergie, nu apare febra. Deci dacă este febră, e clar că este o componentă infecțioasă, chiar dacă poate este și o componentă alergică, dar se poate și suprainfecta. Deci febra nu apare în alergii și ar mai fi un simptom care nu este caracteristic rinitei alergice, dacă vorbim de rinita alergică, pierderea mirosului. Deci pierderea mirosului într-o rinită alergică simplă nu prea apare. Diagnosticul este în mare parte ghidat de povestea pacientului, adică de anamneză. Ceea ce îți povestește pacientul te ghidează destul de mult și îți sugerează cam 90% din cazuri îți sugerează diagnosticul. Dar pentru a obiectiva, avem la dispoziție atât metode in vivo, adică testele cutanate pe care le facem în cabinet la pacient, cât și testele de laborator. Sunt diferite investigații de laborator, investigații care sunt direcționate de problema pacientului. Adică nu există o analiză generală, universal valabilă pentru orice tip de manifestare. Nu vorbim de alergii, vorbim de foarte multe afecțiuni. Practic, alergiile sunt niște reacții anormale ale sistemului imunitar, în sensul că exagerate, deci sistemul imunitar al pacientului alergic lucrează în plus și reacționează la substanțe din organism care alte persoane nu-i face niciun rău, deci sunt substanțe care nu fac rău în mod normal decât la acești pacienți. Și nu există o metodă de a investiga general valabilă, deci este clar în funcție de povestea pacientului, recomand și testele necesare. Nu la toți poți face teste cutanate. Sunt clar care au indicații doar de teste de laborator sau de teste de provocare, cum e în cazul medicamentelor. Cele mai frecvente teste pe care le facem sunt pentru pacienții cu manifestările respiratorii și sunt testele cutanate PRIC, le numim. Practic sunt soluții cu extract standardizat din diferiți alergeni. Există o baterie standard, adică cei mai frecvenți alergeni implicați. Se pun picături pe antebraț și se apasă cu o mică spatulă, un mic țep. Nu e traumatizant, nu curge sânge și se așteaptă un sfert de oră. Acolo unde apare reacție, se înroșește, apare ca o papulă, ca o ciupitură și mănâncă. Astea sunt cele mai frecvente tipuri de teste pe care le folosim și care sunt, fiind cel mai frecventă ca adresabilitate, sunt manifestările acestea de rinită, atunci și astea sunt cele mai frecvente teste folosite. Foarte importantă este și profilaxia, adică să înveți pacientul să se ferească de anumiți alergeni, adică acolo unde se poate. Sunt situații în care se poate. Pe lângă aceste măsuri de profilaxie, există un tratament medicamentos care mai degrabă țintește efectul și nu cauza și în alte situații există și tratament specific care îți tratează cauza. Și aici mă refer în special la alergenii de mediu, cum sunt, de exemplu, acarienii sau anumite tipuri de polenuri, la care poți face o desensibilizare alergen specifică, o numim noi. Dacă alergia presupune o reacție exagerată a sistemului imunitar prin expunerea la acest alergen, desensibilizarea asta face. Practic, învață sistemul imunitar, expunându-l la doze progresiv crescânde din alergenul respectiv, să-l tolereze, îl desensibilizează. Asta este singura posibilitate de a trata cauza. În România, momentan, putem face
doar cu picături sublinguale la momentul actual, care trebuie stabilizată pe o perioadă mai lungă de timp, de obicei minim 3 ani consecutiv, pentru a avea efect.